Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Administrația la zi. Sunt Simona Pomazan, alături de mine în studio la Antena 3 Pitești se află domnul Viorel Deonise, purtător de cuvânt la SC Termocalor Confort 2000 Pitești. Bună ziua, domnule Deonise, mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc pentru disponibilitate. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor, vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru oportunitatea pe care ne-o oferiți de a veni în sprijinul cetățenilor municipiului Pitești cu informații de actualitate, mai ales că fiecare dintre noi vrem și ne dorim să fim la curent cu tot ceea ce se întâmplă, mai ales discutând să fim conectați cu ceea ce se întâmplă în sistemul centralizat de termoficare. Și înțeleg că ați venit cu noutăți și vorbim de un proiect foarte important, începem cu el, un proiect pilot pentru Pitești, un proiect privind sistemul de panouri solare pentru apă caldă de consum cu aport pentru încălzire la centrala termică din Ermia Grigorescu 206 și punctul termic 205. Spuneți-ne mai multe despre acest proiect. De ce a fost ales Piteștiul pentru acest proiect? Este, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, un proiect pilot. Acest proiect se datorează interesului pe care manifestat de către domnul primar Cristian Gentea pentru a veni în sprijinul sistemului centralizat, de a îmbunătăți sistemul centralizat și de a avea în Pitești acest proiect pilot, Piteștiul fiind singurul oraș din țară care va beneficia, în mod deosebit piteștenii vor beneficia din zona respectivă de aceste panouri solare pentru producerea energiei termice. În colaborare cu domnul director general George Bărâcă s-a pus, să zicem, pe picioare acest proiect și în momentul de față se lucrează la finalizarea proiectului, se lucrează ca în scurt timp să se pună și să se dea în funcțiune. Este un aport foarte mare adus sistemului centralizat de producere a energiei termice, atât pentru apă caldă cât și pentru încălzire. De ce vă spun acest aspect? Pentru că toată investiția, această investiție în cuantum de 170.000 de lei fără TVA, conform studiilor, conform calculilor, se va amortiza în 271 de zile. Această investiție, cum bine s-a văzut conform studiilor, este o investiție majoră, este o investiție de care vom avea parte și în timp, după ce se va dezvolta acest sistem în cartierul Ermia Grigorescu, locația respectivă, centrala termică de la punctul din centrala termică 206 și punctul termic 205, care în momentul de față deservesc 16 blocuri și având în total 124 de apartamente beneficiare ale acestei investiții, se va extinde și la nivelul altor cartiere din zona municipiului Pitești. Concret, ce înseamnă acest proiect? Adică ce se va întâmpla, ca să înțeleagă piteștenii? Care sunt beneficiile pe care le aduce acest proiect? Beneficiile sistemului de producere a energiei termice prin intermediul acestor panouri. Panouri care vor avea ca și componență 22, vor fi la număr pe această centrală și fiecare panou având 30 de tuburi vor produce energie termică prin intermediul sistemului solar, adică tot ce înseamnă partea asta de consum de gaze naturale, energie electrică, vor fi eliminate, astfel încât partea de producere, costurile, vor fi amortizate prin aceste panouri solare termice care vor produce energie pentru asigurarea necesarului de apă, de temperatură pentru apă caldă și ulterior va duce la diminuarea acestor cheltuieli. Pe lângă aceste 29 de panouri solare termice, se va monta și un panou fotovoltaic. Panoul fotovoltaic va asigura necesarul de energie electrică în perioada în care vor fi căderi de tensiune, astfel încât 24 de ore, 7 din 7 zile, necesarul de energie electrică să fie asigurat. Este o investiție de care noi ca și sistem de termoficare aveam nevoie și vom încerca prin aceste investiții prin această investiție să diminuăm costurile de producție. Diminuăm odată costurile de producție și totodată tot ceea ce înseamnă această diminuare ulterior să se reflecte și în calitatea produselor, în calitatea serviciilor pe care le oferim. De ce vă spun acest aspect? Sistemul de recirculație pe care
fiecare sistem de producere a energiei termice îl are. Noi avem sistem de recirculație până la ultimul consumator, pe fiecare bloc, pe fiecare scară în parte, astfel încât acea apă care circulă, care este recirculată prin sistemul acestor panouri solare termice, apa va fi reîncălzită la temperatura normală de lucru, adică între 55 și 60 de grade, și readusă în instalație. Vorbeați de 29 de panouri solare și un panou fotovoltaic. Unde vor fi amplasate, practic? Aceste 22 de panouri vor fi amplasate, cum se vede și din imagini, efectiv pe clădirea centralei termice. Cu sprijinul municipalității, primăriei Pitești, s-au făcut toate lucrările necesare, astfel încât zona respectivă a ajuns în momentul de față să poată fi vizitată și de curioși din alte zone, să vadă efectiv ce s-a putut face la Pitești. Dar mult timp nu va mai fi până în momentul în care se va da într-adevăr în folosință, să se vadă efectiv eficiența acestor panouri solare termice. Să înțeleg că au venit din alte orașe să vadă, au fost interesați? Din cunoștințele pe care le am, au venit și din alte zone ca să vadă efectiv ce se poate face la Pitești. Este un început care se va extinde la nivelul și altor cartiere. Am înțeles. Spuneați că vă pregătiți să-l puneți în funcțiune. Cam când va fi? Undeva în 2-3 săptămâni se va da în folosință. Noi așteptăm să beneficiem de aceste lucrări de anvergură, astfel încât eficiența producerii apei calde și distribuirea ei către consumatori să fie la o calitate maximă, astfel încât în momentul în care se va pune în funcțiune, pierderile acelea de temperatură, urmarea recirculării apei calde cauzate de lipsa consumului în anumite perioade să fie eliminată. Este o acțiune pe care s-a dorit a se dezvolta, a se pune în practică, astfel încât pierderile din rețea, mă refer la pierderi din punct de vedere termic, da, să fie eliminată prin aportul adus de aceste panouri solare termice. Cât de important este pentru Piteșteni acest proiect, pentru comunitatea? Și iată, începem cu zona Eremia Grigorescu, dar spuneți că vă doriți să se extindă proiectul. Importanța majoră constă în calitatea produsului. Produs care la noi este definit ca fiind apa caldă de consum. După cum se știe, apa este statică. Dacă nu se deschide robinetul, necurgând, nefiind folosită pe conducta respectivă, pe rețeaua respectivă, ea la un moment dat își pierde din temperatură. Aportul pe care îl vor aduce aceste panouri solare termice este acela de a o ține în permanență la temperatură optimă de lucru. Sesizat de altfel de piteșteni atunci când lasă prea mult apa să curgă și de fapt nu vine apă caldă. Exact. Au parte tot de apă rece. La o temperatură mai scăzută față de temperatura normală de furnizare. Acesta este scopul pentru care s-au făcut aceste investiții. Acesta este motivul pentru care s-a ajuns la această concluzie că prin investiții, să zicem, investiții majore, care ulterior vor fi recuperate aceste investiții într-un timp relativ scurt. După calculele făcute, exact cum v-am spus, în 271 de zile, luând în calcul tot ce înseamnă costuri de producție, luând în calcul absolut tot, de la gaze naturale, energie electrică, toate contabilizându-le, ajungem ca undeva într-o perioadă scurtă de timp să amortizăm această investiție. Motiv pentru care, în colaborare și sub stricta coordonare a Primăriei Municipiului Pitești, să începem să extindem la nivel și la nivelul altor cartiere. V-ați gândit care va fi următorul cartier unde vor fi amplasate astfel de panouri? În momentul de față, obiectivul principal îl reprezintă zonele care au un grad foarte mare de branșare, un grad foarte mare al apartamentelor rămas branșate la sistemul centralizat. De ce acolo? Pentru a putea
asigura necesarul din punct de vedere al temperaturii apei calde de consum celor branșați la sistemul centralizat și de a îi determina și pe cei debranșați de la sistemul centralizat, văzând efectiv costurile, cheltuielile la întreținere, cheltuielile pe care le achită către furnizorul de energie termică un proprietar al unui apartament branșat la sistemul centralizat, în dauna unui proprietar de apartament cu sursă de producere a energiei termice în sistem individual. Este o dovadă clară că sistemul centralizat de producere a energiei termice este mult mai benefic în dauna sistemului individual, asigurând siguranță, asigurând calitatea serviciilor și, nu în ultimul rând, calitate-preț. Prețul pe care, exact cum spuneam în emisiunile anterioare, niciodată nu putem să facem o comparație reală la cât plătește un proprietar de apartament cu două camere, branșala este un centralizat și cât plătește un proprietar al unui apartament de branșat de la sistemul centralizat cu sursă individuală de producere a energiei termice. De ce nu putem să facem acest calcul real numai în condițiile în care avem o temperatură aceeași temperatură în fiecare dintre cele două spații, acolo să putem să facem o comparație. Sistemul individual, sistemul centralizat de producere a energiei termice asigură constant o temperatură în tot ce înseamnă condominiul respectiv, îndeauna sistemului individual care garantat și după cum au spus și cei care au dorit să revină la sistemul centralizat, nu au posibilitatea din punct de vedere financiar să asigure această continuitate din punct de vedere al temperaturii, al gradului de confort în apartament. Este un pas important pentru eficientizarea sistemului, iată, de energie termică la nivelul municipiului Pitești? Este un pas într-adevăr foarte important la modernizarea sistemului de producere și distribuție a energiei termice. Este una dintre, pot să spun, ambițiile domnului primar Cristian Gentea de a eficientiza sistemul centralizat de producere a energiei termice, de a aduce Piteștiul în zona de printre cele mai bune sisteme de producere a energiei termice la nivel de localitate. Este o ambiție, este o muncă care se depune constant, în sensul că sistemul centralizat, după cum se știe, la nivel european se vrea a se dori a reveni ceea ce a fost a fi unicul sistem de producere a energiei termice, îndauna sistemul individual. De ce s-a constatat acest aspect? Pentru faptul că sistemul individual este de producere a energiei termice este factorul care asigură un grad mare de poluare. Un grad mare de poluare mai uneori, conform studiilor efectuate, mai mare și decât alți factori. Motiv pentru care se va ajunge, cum s-a tot vehiculat aceste discuții, la eliminarea sistemului individual de producere a energiei termice. Este normal ca și noi, ca stat, să ne aliniem acestor normative, acestor direcții la nivel european, ca prin efortul pe care se face de către comunitate, de către administrație și aportul pe care îl oferă Uniunea Europeană de a se dezvolta sistemul centralizat, să putem să facem acest lucru, să putem să atragem fondurile necesare în ideea dezvoltării sistemului de producere a energiei termice, în ideea dezvoltării sistemului de transport și distribuție a energiei termice, astfel încât costurile cu producerea, costurile cu distribuția agentului termic să fie suportabile de către populație. Vom vorbi despre alte proiecte pe care le are societatea în vedere, dar dacă tot ați adus în discuție debranșările, știu că acum este perioada debranșărilor, sunt solicitări în acest sens și apoi aș vrea să ne spuneți un aspect foarte important legat de ceea ce se întâmplă după ce se debranșează cetățeanul de la societatea termocalor confort. Într-adevăr, în această perioadă sunt și avem solicitări de debranșare de la sistemul centralizat, dar conform noilor prevederi aduse în mod deosebit și de legea 196 din 2018, care printre altele prevede obligativitatea montării unei surse alternative de producere a energiei termice, noi am făcut apel către cei care intenționau să se debranșeze de la sistemul centralizat. Am încercat să discutăm
toate aspectele, motivul efectiv pentru care se dorește debranșarea de la sistemul centralizat și acolo unde au fost... Și ce v-au spus? Care a fost motivul invocat? Unul dintre motivele invocate a fost acela de a avea o sursă alternativă, de a o folosi în momentul în care își dorește fiecare. Acesta a fost unul dintre motivele invocate cel mai des. În cazul în care s-au invocat motive de ordin tehnic, din punct de vedere al distribuției agentului termic, atât pentru apă cât și pentru încălzire, am luat legătura cu colegii din zonele respective, din partea secției tehnice, s-au dus colegii mei, au discutat cu fiecare solicitant, persoană care intenționa să se debranceze de la sistemul centralizat, am încercat prin diverse măsuri tehnice de a elimina aceste probleme. Și s-a constatat în unele cazuri că s-au putut rezolva aceste probleme fără a mai fi nevoie... Și oamenii au renunțat la ideea de branșării. De a-și pune centrală, de a-și face acea investiție pe care niciodată nu o vor, să zicem... acoperit din punct de vedere al cheltuielor. Niciodată. Această investiție nu ai cum să o amortizezi. De ce? Pentru faptul că sunt cheltuieli foarte mari, odată cu centrala, doi, instalația toată trebuie schimbată, calorifere și așa mai departe, trei, facturile vor veni în continuare, că este normal, că din moment ce ai montat această centrală, din moment ce ai făcut această investiție, este normal să-ți asiguri un confort termic care să poată să-ți permită să desfășori activitatea în spațiul respectiv. Deci sunt aspecte pe care noi am încercat să le eliminăm, am încercat să remediem acele probleme, am constatat că s-a putut, motiv pentru care îi rugăm pe oameni înainte de a intenționa să facă această investiție exact cum spuneam și subliniez, niciodată nu se va amortiza, niciodată, mai bine să ia legătura cu colegii mei stau la dispoziție, să încerce să rezolve problema care a stat la baza ideii de a-și monta centrală de apartament. Important este... deci este să se gândească de două ori înainte de a lua Absolut. Această decizie. Absolut, și nu în ultimul rând, să gândească că în scurt timp se va ajunge ca sistemul centralizat să fie unicul sistem de producere, furnizare și distribuție a energiei termice, atât pentru apă caldă, cât și pentru încălzire. Nu numai la nivel național, cât și la nivel european. Câți locuitori ai municipiului Pitești sunt în momentul de față branșați la sistemul de termoficare? În momentul de față, undeva la 18.500 de apartamente rămas branșate la sistemul centralizat. Dar, având în vedere numărul solicitărilor din anul acesta până în momentul de față, ne dă încrederea că oamenii au înțeles că... Să înțeleg că e în scădere numărul solicitărilor. Este într-o scădere îmbucurătoare pentru noi și nu numai pentru noi, pentru toți cetățenii. Că din momentul în care s-a debranșat un apartament dintr-un sistem, automat sistemul acela nu va mai funcționa la capacitate maximă. De ce vă spun acest aspect? Pentru faptul că niciun bloc din orașul, din municipiul Pitești în momentul de față nu are sistem de distribuție făcut în așa fel încât după ultimul apartament debranșat, reabilitare termică, nu are nicio asociație făcută ca sistemul de distribuție să fie adaptat solicitărilor numărului de apartamente rămas branșate, este o cauză care se creează disfuncționalități în sistemul respectiv. Motiv pentru care, în momentul în care gândim, intenționăm să ne debranșăm de la sistemul centralizat, să încercăm să luăm toate aspectele în calcul. Ar fi mult mai ușor de a veni, de a discuta cu colegii mei specialiști în domeniul de termoficare, să-i facă să înțeleagă odată ce înseamnă sistemul centralizat și doi, ce înseamnă sistemul individual. Și nu în ultimul rând, să încerce să rezolve acele probleme pe care dumnealor le-au constatat
în perioada premergătoare intenției de a se debranșa de la sistemul centralizat. Este mult mai ușor să rezolvi o problemă decât să încerci să o elimini, ca după aceea să îți creezi o altă problemă. Aș vrea să vă întreb, în momentul de față sunt blocuri în municipiul Pitești unde toți locatarii s-au debranșat sau a mai rămas unul sau doi branșați la sistemul de termoficare? Mai sunt blocuri, da, sunt situații de genul acesta, sunt situații care au avut mai multe cauze, care au stat la baza ajungerii în momentul de față de a se debranșa de la sistemul centralizat, dar situațiile acestea sunt minore. Ideea este că în momentul în care s-a ajuns ca un bloc întreg să fie debranșat de la sistemul centralizat, a avut mai multe cauze care au stat la baza deciziei până și a ultimului proprietar de apartament debranșat de la sistemul centralizat. Noi încurajăm toți proprietarii ca înainte de a se gândi de a se debranșa de la sistemul centralizat să ia toate calculele, să-și facă toate calculele. Este mult, exact cum spuneam puțin mai devreme, este mult mai ușor să previi, este mult mai ușor să elimini o problemă și să o rezolvi în timp real decât să îți creezi o problemă mult mai mare. A-ți crea o problemă mult mai mare, a avea un bloc întreg debranșat de la sistemul centralizat, am văzut că a început să se degradeze, degradarea ca urmare a disfuncționalității din punct de vedere termic în condominiul respectiv. De ce vă spun acest aspect? Sunt apartamente care folosesc centrala termică pe timp de iarnă, sunt apartamente care efectiv nu au și de aici se creează disconfortul termic și încep discuțiile de ce a crescut factura la gaze, de ce au apărut acele colțuri pătate pe tavan sau acele zone la nivel de colț de apart de cameră și automat igrasia în momentul în care s-a instalat cu greu va mai putea fi eliminată. Când a fost proiectat și inventat sistemul centralizat, cum bine știm, și casa scării era prevăzută cu calorifere. Deci, pentru a se crea acea puncte de legătură din punct de vedere al confortului din moment ce intri din exterior, să intri în interior, după care să intri în apartament. Să fie trecerea aceea, peretele în permanență să aibă o temperatură constantă. Și noi nu se punea problema de aceste situații ca în momentul de față apartamentele să aibă igrasie, să fie probleme care în timp se vor resimți. În timp se vor resimți și de către cei care locuiesc în apartamentul respectiv. Vă întreb și pe partea opusă. Sunt și solicitări a se branșa din nou? Într-adevăr, sunt și solicitări de a se branșa din nou, sunt solicitări de a reveni la sistemul centralizat. Exact cum v-am spus de fiecare dată, pe noi ne bucură acest aspect și ne obligă, ne determină să fim din ce în ce mai buni pentru faptul că din moment ce un proprietar de apartament a renunțat la acea investiție pe care a făcut-o conștient și a realizat că niciodată nu o va amortiza, a revenit la sistemul centralizat. A revenit la sistemul centralizat care îi asigură acel confort termic. Îi asigură, pe lângă confortul termic, îi asigură acea siguranță, că în momentul în care ai plecat de acasă, nu stai cu gândul ce se întâmplă cu apartamentul meu, cum vedem de fiecare dată, au început să se mulțească cazurile acestea de explozii în apartament din cauza sistemelor neconvenționale sau din cauza defecțiunilor care sunt generate de către aceste centrale pe care le are fiecare în apartament. Sistemul centralizat este acel sistem care, exact cum spuneam, se asigură confortul termic, se asigură și siguranța. Una e să stai cu grijă că dacă se oprește curentul, dacă se opresc gazele, ce se întâmplă, îmi pornește centrala, nu mai pornește. În schimb, la sistemul centralizat nu există aceste probleme, există decât un singur lucru care se numește siguranță. Dacă pentru neplată ți s-a oprit curentul, automat că se oprește și centrala și iată, vorbeați de această situație, că o stai cu grijă dacă mai funcționează după această oprire. Da, într-adevăr sunt și cazuri de genul acesta. Pe lângă solicitările venite din partea
proprietarilor de apartament, avem solicitări și de a dezvolta sistemul centralizat în cadrul unor instituții. Este o dovadă clară că sistemul centralizat de producere și distribuție a energiei termice trebuie reabilitat, trebuie adus la parametrii corespunzători și trebuie adaptat cerințelor la nivel de comunitate. Adaptat la nivelul cerințelor de comunitate presupune investiții, investiții care se vor amortiza în timp și investiții care se vor dovedi a fiind benefice pentru locuitorii municipiului Pitești și pentru instituțiile care își desfășoară activitatea la nivelul municipiului Pitești. Încă un aspect legat de debranșare, înțeleg că cetățenii au o obligație. Mai spuneți-le o dată pentru ca apoi să trecem la celelalte proiecte importante pentru comunitate. Un aspect foarte important, fiecare în momentul în care ia decizia de a se debranșa de la sistemul centralizat, să conștientizeze că finalizarea procedurii de debranșare va consta în montarea unei surse alternative de producere a energiei termice, dovada montării acestei surse alternative de producere a energiei termice, adică centrală de apartament, atunci se va face procesul verbal de debranșare, atunci va fi scăzut efectiv din evidențele societății noastre. Este o prevedere legală prevăzută în legea 196, este o prevedere asumată din punct de vedere legal, este o prevedere pe care fiecare trebuie să ne asumăm. Dar, exact cum am spus, înainte de a lua această decizie, trebuie să ne gândim care este beneficiul debranșării de la sistemul centralizat, care sunt motivele care au stat la punerea în aplicare a acestei idei. Dacă se constată că sunt, făcând o analiză SWOT, făcând o analiză din punct de vedere al avantajelor și dezavantajelor, se constată că, într-adevăr, parcă ar fi mai bine de a rămâne la sistemul centralizat. Nu neapărat că sunt angajat în cadrul acestei societăți, dar discutând ca om, înainte de toate, că și eu sunt, locuiesc într-un apartament și îmi iau toate măsurile. Sunteți locatar în Pitești. Exact, îmi fac toate calculele și din punct de vedere financiar, de a gestiona veniturile. Făcând toate aceste calcule, mă gândesc înainte, oare este nevoie să fac această investiție? Cu toate că eu sunt conștient că nu o voi acoperi niciodată. Motiv pentru care este mult mai bine de a lua și de a-mi face toate calculele în așa fel încât să știu ce am de făcut. Am înțeles. Și vorbeam de proiecte de modernizare privind surse noi de producere a energiei termice și electrice. Și înțeleg că în acest sens municipalitatea va depune documentația la Guvern și Ministerul Dezvoltării. Vorbiți-ne despre aceste patru proiecte. În scurt timp, municipalitatea, prin strica coordonare a domnului primar Cristian Gentea, va depune la Guvern și la Ministerul Dezvoltării aceste proiecte care deja au studiile de fezabilitate aprobate pentru obținerea finanțării, pentru aceste proiecte care vor fi derulate în cartierele Găvana și Trivale. Va presupune montarea de surse de producere a energiei termice alternativă, adică două motoare termice cu putere instalată de 3 MW electrici pe fiecare motor și un motor termic cu putere instalată de 1 MW electric în fiecare cartier evidențiat, adică Găvana și Trivale. Pe lângă aceste două tipuri de proiecte, se va mai face încă două proiecte de reabilitare și modernizarea rețelei termice de transport aferente zonei respective, adică în cartierul Găvana, aferent zonei punctului termic 903 și aferent cartierului Trivale, centrala termică 608, care deservește blocurile arondate și racordate la această centrală termică. Pe lângă cele 3 motoare termice de producere a energiei termice și a energiei electrice, se vor demara și proiectul de reabilitare rețelele termice aferent zonei respective. Ce înseamnă partea aceasta de producere a energiei termice și producerea energiei electrice, într-un cuvânt cu generare, asigurăm necesarul de energie electrică ca și produs de bază
pentru centrala respectivă, prin intermediul acelor motoare termice, energie electrică pe care o vom folosi automat la funcționarea sistemului instalațiilor respective pe care le avem, și doi, surplusul de energie electrică se va vinde în rețea, astfel încât să vină un aport de capital, venituri la societate pentru a se putea desfășura activitatea și acoperirea altor cheltuieli. Este un impact major care se dorește a se eficientiza deocamdată aceste zone, Găvana și Trivale, ca ulterior să se dezvolte și celelalte zone ale municipiului Pitești, din punct de vedere al sistemului de producere și distribuție a energiei termice. Prin aceste proiecte se va duce și la scăderea prețului energiei termice, să înțeleg, adică piteștenii să aibă motive de bucurie în acest sens? Acesta este motivul principal de accesarea fondurilor necesare implementării celor patru proiecte. În primul rând, scăderea prețului energiei termice. În al doilea rând, eficientizarea, exact cum spuneam, a sistemului de producere și furnizare și distribuție a energiei termice. Sunt două lucruri majore de care piteștenii vor beneficia din punct de vedere al sistemului de termoficare. Punerea în aplicare a acestor patru proiecte automat se va corobora cu scăderea prețului energiei termice, diminuarea sau și eliminarea pierderilor din rețelele de producere, furnizare și distribuție a energiei termice. Sunt două lucruri de care avem nevoie. Avem nevoie în sensul că factorul decizional, factorul important este prețul. Și nu în ultimul rând calitatea produselor. Aceste două lucruri vor fi acoperite prin investițiile despre care făceam vorbire. Am înțeles. Ușor, ușor ne apropiem către finalul emisiunii și înainte de a intra în emisiune am vorbit cu dumneavoastră despre un apel pe care doriți să-l faceți către asociațiile de proprietari în ideea de a-și igieniza subsolurile. De ce acest lucru? De ce acest apel? Este o măsură pe care noi o solicităm conducerii asociațiilor de proprietari și locatari la nivelul municipiului Pitești. Am discutat, i-am informat de fiecare dată, am venit cu înștiințări, am venit cu comunicate, ca fiecare să fie responsabil de zona pe care o are în administrare, fiecare să fie responsabil de tot ceea ce face acolo, având în vedere că toți locuim într-un condominiu, toți suportăm aceste disfuncționalități ale anumitor rețele din subsolul tehnic, trebuie să ținem cont că este normal să... Și mai ales în această perioadă caniculară. Mai ales în această perioadă să asigurăm igienizarea subsolurilor, să ia legătura cu firme specializate pentru dezinfecție și toate măsurile efectiv pentru a igieniza acele subsoluri tehnice. De ce vă spun acest aspect? Colegii mei, ducându-se, făcând citirile la aparatele de măsură și control montate în subsol, au dat de fiecare dată de anumite probleme din punct de vedere al funcționării la, să zicem, standarde mai puțin normale a instalațiilor, la găsirea celor subsoluri inundate cu tot felul. Este normal ca fiecare să ținem cont de acest aspect, este normal ca fiecare să fim responsabili acolo unde ne desfășurăm activitatea și, nu în ultimul rând, să conștientizăm că face parte din casa noastră. Exact. Este anormal ca în momentul de față să mai găsim subsoluri inundate, subsoluri pline cu tot felul de mizerii. Să înțeleg că acești colegi ai dumneavoastră au o muncă mai grea în această perioadă, că atunci când merg în subsoluri pentru a citi. Dar noi venim, apelul pe care îl facem... Nu numai pentru dumneavoastră, mai ales pentru locatarilor, normal. Pentru locatarii respectiv, că mulți au venit și ne-au întrebat pe noi și am zis că este mai ușor să vii să întrebi la o instituție, au considerat dumneavoastră, este mult mai ușor să întrebi la o instituție decât să întrebi pe cel direct implicat pe care îl plătește. Acela se numește administrator. Fiecare dintre noi, locuind într-un bloc, locuind într-o asociație, ne plătim administratorul. Este imperios necesar ca acel angajat să-și facă treaba. Este imperios necesar ca acel angajat să ia legătura, să contacteze firme de specialitate și să asigure curățenia subsolului tehnic. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, ce pot face locatarii? Adică dacă administratorul nu se preocupă de acest aspect?
Poate nu sunt cazuri multe, dar iată că ziceți că în zilele acestea chiar s-au confruntat cu situații neplăcute colegii. În cazul în care nu se întâmplă acest aspect și există cel minim, să zicem, minim grad de dezinteres din partea conducerii asociației, fiecare trebuie să conștientizeze că nimeni și nimic nu-ți dă dreptul de a fi mai presus de lege. Există măsuri coercitive, există instituții abilitate de a-i acționa și de a-i sancționa pe cei irresponsabili, motiv pentru care sper să nu se ajungă în situația în care să fie sancționați conform legislației în vigoare. Eu cred că fiecare suntem oameni și de bună credință să conștientizăm că este normal să ne facem datoria acolo unde, acolo de unde suntem plătiți. Da? Așa este. Este normal să facem acest. Mai avem un minut la dispoziție și știu că era un subiect pe care trebuia să punem mai mare accent pentru că e mult de discutat, dar haideți așa repede să ne spuneți privind recuperarea creanțelor. S-au făcut plăți, au înțeles oamenii că trebuie să-și achite dările către stat? Recuperarea creanțelor este factorul prioritar pe care societatea noastră îl are în momentul de față. Este unul dintre cele mai importante obiective pe care le avem. Fac apel către fiecare beneficiar al sistemului centralizat să-și plătească cu celeritate facturile de energie termică, atât ca și proprietar de apartament, beneficiar de convenție individuală, cât și ca asociație de proprietari și nu în ultimul rând ca și agent economic. De ce fac acest apel? Pentru a nu ajunge în situația de a fi executat. Societatea noastră a luat și va lua în continuare toate măsurile de rigoare din punct de vedere legal pentru a recupera toate creanțele de la debitori, ajungând și în situația în care de a executa efectiv debitorul, de a executa bunurile mobile și imobile. Este o măsură pe care noi o vom lua prin toți colegii mei pe care îi avem la dispoziție ca și recuperator pe teren, bătând din ușă în ușă la fiecare restanțier în parte, făcându-l să înțeleagă obligativitatea pe care o are aceea de a-și plăti facturile de energie termică, este obligativitate morală de a ni le plăti, ca și cum avem dreptul de a beneficia de servicii de calitate. Este normal să înțeleagă fiecare că avem obligativitatea de a ne plăti facturile, vorbind de facturile de energie termică. De ce vă spun acest aspect? De a nu ajunge în situația de a avea conturile blocate, de a avea opriri pe conturi sau, cel mai grav aspect, de a avea sechestru pe bunurile noastre. Eu cred că oamenii au înțeles că pe lângă drepturi, au și obligativități, ținând cont că în momentul de față am creat mai multe condiții de a plăti facturile de energie termică, în sensul că factura beneficiază de gol de bare, având posibilitatea ca să te duci la bancă să-ți plătești factura, nu mai există motiv de a nu avea posibilitatea invocat de către clienți că nu au cum să-și plătească facturile. Avem toate măsurile, toate elementele moderne de plată, de la transfer bancar, la plată prin POS, plată prin cod de bare, plata asigurată de a te conecta pe site-ul societății, de a te înscrie, de a-ți face cont. Avem toate măsurile luate și toate măsurile au fost luate pentru a veni în sprijinul cetățenilor, astfel încât să nu existe motiv din punct de vedere al furnizorului de a nu avea posibilitatea să-ți plătești factura de energie termică. Noi am eliminat toate aceste motive. Venim acum cu apel către cetățeni de a înțelege că au obligativitatea de a-și plăti lunar factura, nu preferențial la 2, 3, 5 luni sau un an, cum am găsit oameni. Noi executăm, că mulți întrebau, dom'le, dar de ce bați la mine la ușă pentru 10 lei? Executăm și pentru 1 leu. Nu contează, important este să-ți plătești acea factură conform legii 225 din 2016, care prevede că factura reprezintă titlul executoriu, dar nu spune de valoare. Indiferent cât este valoarea facturii, factura în sine reprezintă titlul executoriu. Vom executa pe fiecare în parte care ajunge în stadiul de a fi restanțier, vom lua toate măsurile de rigoare în ideea de a recupera ultimul leuț de la restanțieri, toate aceste măsuri sunt luate și le vom lua în continuare prin toate echipele pe care le avem la dispoziție, echipe din cadrul biroului marketing, din cadrul serviciului de recuperare creanțe și din cadrul biroului juridic. Noi suntem la dispoziția tuturor de a discuta cu fiecare în parte, dar vreau să înțeleagă fiecare care are obligativitatea de a-și plăti aceste facturi. Vreau să înțeleagă fiecare la nivel de conducere de asociație că trebuie să ia măsurile de rigoare împotriva fiecărui restanțier, să nu mai stea cum au stat până în momentul de față sau până mai acum ceva timp
cu ideea că nu are ce să-i facă, că este vecinul, că este prietenul. Nu există, aici nu există, când vorbim de bani, nu există vecin, nu există prieten, nu există nimic. Există doar un singur cuvânt, obligativitate de a ne plăti aceste facturi. Eu sper ca fiecare să înțeleagă că toți avem drepturi, dar în mod deosebit avem și obligații. Iată un apel important făcut către cetățenii municipiului Pitești, pe care sunt convinsă că l-au recepționat. În același timp, ați transmis informații utile și foarte importante privind eficientizarea sistemului centralizat de termoficare. Mulțumesc, domnule Deonise, pentru prezența în emisiune. Le mulțumesc și telespectatorilor. Rămâneți în continuare cu programele Antena 3 Pitești. Vă aștept cu știrile locale.